Ora 13, tensiunile ating cote maxime, iar contraofensiva Israelului este doar o chestiune de ore. Armata israeliană a prelungit ultimatumul pentru evacuarea civililor din Gaza, un lider Hamas a fost ucis, iar trupurile unor israelieni au fost recuperate în timpul unor raiduri ale armatei în Gaza. În același timp, peste 120 de persoane sunt ținute ostatice, sirenele nu contenesc pentru a avertiza populația să se adăpostească, iar tancurile Israelului așteaptă semnalul de a intra în Gaza. 2300 de palestinieni au murit și peste 9800 sunt răniți, potrivit unui bilanț de ultimă oră. Așadar, armata israeliană a anunțat că mai mulți teroriști au fost uciși în cursul unei tentative de infiltrare în Israel dinspre Liban. Încercarea a fost dejucată de forțele israeliene cu ajutorul unei drone. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat într-un comunicat de presă că soldații ai armatei israeliene au identificat un comando terorist care încerca să pătrundă pe teritoriul israelian plecând din Liban. O dronă a luat ca țintă acest comando și a ucis mai mulți teroriști. Anterior, un jurnalist al agenției Reuters a fost ucis și alți câțiva ai altor media, printre care doi ai AFP, au fost răniți într-un bombardament la marginea unui sat aflat în sudul Libanului, după ce au fost ținta unor obuze israeliene, conform unor surse libaneze. Regiunea de la frontiera libanezo-israeliană este scena unor confruntări de aproape o săptămână, dar operațiunile rămăseseră limitate, la fel ca bombardamentele israeliene asupra periferiilor satelor de frontieră din sudul Libanului. Organizația teroristă pro-iraniană Hezbollah s-a limitat până acum la o intervenție măsurată în războiul dintre Israel și Hamas, declanșat pe 7 octombrie de un atac de o amploare fără precedent al mișcării islamiste palestiniene, aliat al Hezbollah și care a făcut până acum mii de victime în cele două tabere. Peste 300 de cetățeni români se află acum în fâșia Gaza. Ei imploră de câteva zile ajutorul autorităților de la București. Au mai primit câteva ore de speranță după prelungirea ultimatumului. Iată. La acest moment avem 350 de cetățeni, în atenție, 350 de cetățeni români care sunt în fâșia Gaza. Dintre aceștia, aproximativ 200 ne-au solicitat sprijin în vederea evacuării, dar, după cum bine cunoașteți, o evacuare nu poate fi derulată decât dacă se îndeplinesc anumite condiții din punct de vedere al siguranței celor pe care dorim să evacuăm. Acești cetățeni care au dorit evacuarea sunt în contact cu colegii noștri de la Oficiul Consulat de la Ramala, sunt cu colegii noștri de la Ambasada României la Tel Aviv. Misiunile noastre din statele învecinate Israelului, la fel, sunt mobilizate pentru ca în momentul în care se îndeplinesc aceste condiții de securitate, când da. Evacuarea va putea fi posibilă, să dea tot sprijinul pentru a-i scoate. Discutăm cu organizații internaționale, discutăm cu alte state care au de asemenea cetățeni în fâșia Gaza pentru a găsi și a profita de ferestrele de oportunitate puse la dispoziție de anumite de aceste condiții din teren. Le pregătim minuțios, suntem în atenție, colegii mei de acolo lucrează 24 de ore din 24, sunt organizați în schimburi. De asemenea, știu în timp real situația cetățenilor care au dorit evacuarea. Vorbim în continuare despre ceea ce se întâmplă în Orient. Ahmed Jaber, specialist în lumea arabă, palestinian de origine, despre situația din Gaza. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Jaber. Bună ziua și bună ziua, telespectatorii dumneavoastră. Domnule Jaber, armata israeliană a declarat că va permite circulația în siguranță a palestinienilor din Gaza pentru a se deplasa din Beit Hanun în nord la Khan Yunis în sud până la orele 16. Cum vedeți panica, presiunea prin care trec palestinienii în aceste momente, în timpul acestui exod, și la ce să ne așteptăm în orele următoare? Felul cum au fost direcționați de armata israeliană, ce ne dă de înțeles? Că acțiunile terestre se vor concentra în zona de nord? Din punct de vedere logic, 1.200.000 de cetățeni care locuiesc în nordul fâșia Gaza, este imposibil de a ajunge la frontiera de sud, care este legată de frontiera cu Egiptul.
Chiar dacă el alargă, cred că l-ar călca unul de strani, l-ar călca unul de celălalt în picioare. Asta e pe undeva. Pe altă parte, dacă ajung la frontieră cu Egiptul, am aflat acum mai devreme, un coleg mi-a trimis un mesaj, că acolo la frontieră cu Egiptul, Egiptul nu permite decât străinii să iasă de acolo și palestinienii rămân acolo pe loc. Dar de ce, domnule Jaber? Întrebarea este logică, colega mea. Oare palestinienii sunt non grata în lume? Oare oamenii astea n-au dreptate? Oare legea internațională de partea lor? Convenția Abbasă de la Geneva obligă și ocupantul israelian să aibă grijă de ei și lumea întreagă să sară în ajutorul acestui popor care nu este logic să fie dat ultimul.